Frumoasa din pădurea adormită. Regina și Alisoț, cu drag spre ea privesc, e visul împlinit. Cât de mult i și-au dorit o mică principesă. Surâde fără a ști ce se va întâmpla, ce va fi cu ea. Prințesa noastră va cădea într-un somn adânc, până când un prinț viteaz o va salva. Regina și Alisoț, cu drag spre ea privesc, e visul împlinit. Cât de mult i și-au dorit o mică principesă. Surâde fără a ști ce se va întâmpla, ce va fi cu ea. Ea se va trezi. Am să vă spun povestea unui rege și a unei regine care, cu mult, mult timp în urmă, trăiau într-o țară îndepărtată. Cei doi se iubeau și își doreau mult un copil, dar, deși s-au rugat la Dumnezeu să-i ajute să aibă un moștenitor, acest lucru nu s-a întâmplat. Într-o zi însă, după mulți ani de căsnicie, când de aproape că nu mai sperau nimic, rugămințile le-au fost ascultate și regina a dat naștere unei fetițe nespus de frumoase. Fetița mea! Fetița mea frumoasă! La puțin timp, prințesa a fost botezată în biserica din castel. Regele a fost foarte atent ca, la petrecerea dată în cinstea fiicei sale, să fie invitate toate ursitoarele din împărăție, pentru că tradiția spunea că prințesa trebuie să primească daruri din partea fiecărei ursitoare prezente la botez. Cu toate acestea, ursitoarea cea mare și cea mai rea a fost uitată. Bine ați venit la botezul fiicei mele! Vă rog, serviți-vă! Cineva să-mi explice de ce toate celelalte ursitoare din regat au fost invitate la acest banchet. Sincer, credeam că ai murit. Nimeni din regat nu o mai văzuse pe acea ursitoare în ultimii 50 de ani. Te rog să ne scuzi pentru această gravă impolitețe. Ia loc alături de noi la această masă pentru a sărbători nașterea prințesei noastre. Repede, aduceți un scaun pentru ea. Da, imediat. Și astfel, slujnicele pregătirea masa și pentru ursitoarea cea rea, dar folosiră veselă din argint în loc de aur, ca pentru celelalte. Credeți că vă puteți bate joc de mine pentru că sunt mai bătrână decât celelalte? Dar nu voi înghiți această ofensă! Când se termină banchetul, ursitoarele se apropiară de leagănul în care se afla prințesa pentru a-i oferi darurile. Când va crește, această prințesă va deveni cea mai frumoasă și cea mai încântătoare femeie din lume. Mulțumim! Eu îi urez prințesei să aibă o inimă bună și generoasă precum cea unui înger. Va fi cea mai elegantă femeie din câte s-au văzut vreodată pe fața pământului.
Această prințesă va ști să danseze mai bine decât oricine din lume. Va avea o voce dulce și melodioasă și va ști să cânte mai frumos decât o privighetoare. Va cânta cu mare măestrie la toate instrumentele muzicale. În acest moment se apropie de Lagăn ursitoarea cea rea, care nu fusese invitată. Când va ajunge la vârsta măritișului, prințesa se va înțepa din greșeală cu un fus și din această cauză va muri. Nu! Cum ai spus? E absurd! Incredibil! Nu este corect! Prințesa nu ți-a făcut niciun rău! Oh! Curaj, scumpa mea! Vom găsi noi un leac! Gărzi! Arestați-o pe această bătrână vrăjitoare! Vieții de noi! Ce ne vom face? Cum a putut acea bătrână ursitoare? Liniștiți-vă, majestate! Prințesa se va înțepa, dar nu va muri! Ai neutralizat vraja? Mm? Oh. Din păcate, puterile mele nu sunt suficiente pentru a anula întru totul vraja bătrânei ursitoare. Prințesa se va înțepa cu fusul, dar în loc să moară, va cădea într-un somn profund ce va dura 100 de ani. După trecerea acestui timp, va veni un fiu de împărat care va reuși în sfârșit să o trezească și o va cere de soție. Doar atât pot face pentru ea. Îți mulțumesc! Ce veste minunată! Sunt fericită! Fiica mea nu va muri! Dar, regina mea, trebuie să ne gândim că dacă prințesa va dormi timp de 100 de ani, noi, din păcate, nu va fi posibil să-i vedem chipul surâzător și nici să-i auzim vocea melodioasă, niciodată. Da, e adevărat. Este vina acelei vrăjitoare. Așa este, așa. Treceți prin sită întreaga mea împărăție, adunați toate fustele și ardeți-le! Regele dădu un ordin prin care interzicea tuturor să toarcă cu fusul sau să țină în casă obiecte de acest fel. Acestea trebuiau aruncate în flăcări și distruse chiar în acea zi. Pentru toți cei care nu se supuneau acestui ordin, se aplica pedeapsa cu moartea. Din acel moment trecură 15 ani și nu se întâmplă nimic neobișnuit în regat. Așa cum prevăzuseră ursitoarele în ziua botezului ei, prințesa devenise o copilă frumoasă și inteligentă. Nu zburați! O, bună ziua, mică veveriță! Ce mai faci? Ce iepuraș frumos! Iată și un pui de vulpe! Ah, cât de rece și de bună este apa fluviului! Prințesă! Prințesă! Dar unde v-ați dus? O, mulțumesc cerului că în sfârșit v-am găsit! M-ați făcut să alerg din greu! Oh! V-ați spalat picioarele în fluviu! Nu știți că ați putea răci? Nu-ți face griji, mă simt bine! Nu, așteptați, prințesă! 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 Vă așteptați, prințesă! Nu alergați așa, puteți să vă loviți! Ah, bună ziua, tată! Bună ziua, mamă! Prințesa mea! Oh, 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 oh. Bine, foarte bine, prințesa mea!
Cu bine, prințesa mea. Rămâi cu bine. Dar, într-o bună zi, regele și regina au plecat să facă o scurtă călătorie. Și în timpul cât au lipsit, s-a întâmplat ceva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unde să se fie ascuns? Ziua, pisicuțule! De unde ai venit? Stai, stai, vin și eu! Și astfel, prințesa se urcă pe o scară lungă care ducea în cel mai înalt turn al castelului. Nu știam că aici există o cameră. Bună ziua, doamnă! Bună ziua și ție, frumoasă copilă! Dar ce faceți în acest turn? Ce întrebare! Torc, nu vezi, frumoasă copilă? Pare ceva distractiv. Aș vrea să încerc și eu. Mi-arătați cum? Desigur, cu plăcere! Credeți că voi putea învăța? Desigur, draga mea, este foarte simplu. Ții pusul în mână și... Ce nenorocire teribilă! Fata mea, răspunde-mi, te rog, deschide ochii! Te rog! Am încercat să veghez mereu asupra ei! Nu a fost vina ta! Acesta era destinul prințesei și nimic pe lume nu l-ar fi putut schimba! Biata mea fiică! Vei fi obligată să dormi timp de 100 de ani. Fata mea, nu meritai un destin atât de crud. Iată, a venit zâna cea bună. Prințesa doarme a idoma unui îngeraș. Spune-mi, zână, chiar ești sigură că peste 100 de ani fiica mea se va trezi? Da, dar biata de ea se va simți foarte nefericită. Cum? Pentru că va fi singură. De aceea ursesc ca toți cei din castel să doarmă împreună cu ea. Făcu să apară în jurul castelului o pădure deasă cu ramuri pline de spini. Nimeni nu va putea deranja acel somn secular. Și astfel trecură lunile și anii, până când într-o bună zi, exact cu 100 de ani mai târziu, se întâmplă ca un tânăr prinț să se fie aflat la vânătoare chiar pe acele meleaguri.
De ce v-ați oprit, alteță? E ceva ce nu merge? Ce este acolo jos? Acele turnuri care se văd în depărtare. Ceea ce vedeți acolo este un castel locuit în întregime de fantasme și spirite rele. În acel castel locuiește un balaur înspăimântător care răpește copilașii, îi duce acolo jos și îi mănâncă. Eu am auzit spunându-se că în acel vechi castel înconjurat de mure se întrunesc vrăjitori și vrăjitoare din toată zona. Nu, acolo sunt fantasme. Nu, sunt vrăjitoare. Păi nu ai spus că există un balaur care răpește copilași? Faceți liniște! Prințul meu, nu le dați crezare. Cu 50 de ani în urmă, tatăl meu mi-a spus că în acel castel zace adormită o prințesă frumoasă ca soarele, pe care mai devreme sau mai târziu va veni un tânăr curajos și o va trezi. Imediat ce auzi această poveste, principele simți că el era cel ales să o trezească pe frumoasa care dormea de 100 de ani. Vreau să merg acolo. Alteță, nu! Opriți-vă, așteptați! Ar putea fi periculos! Să ne ascultați! Prințe, gândiți-vă! Opriți-vă! Castelul este plin de curse, gândiți-vă bine! Prințe, prințe! Întorceți-vă, e un castel vrăjit! Dați-mi ascultare, alteță! Vă puneți viața în pericol, prințe! Vă rugați să ne ascultați, prințe! Vă puneți viața în pericol, prințe! Vă rugați să ne ascultați, prințe! Liniștiți-vă! Sunt gata să înfrunt orice dușman, fie el o fantasmă sau un balaur canibal. Prințe, nu vă puteți duce acolo! Mi-e teamă că vă riscați viața! Opriți-vă, alteță! Nu faceți imprudențe! Dacă din nefericire o să vi se întâmple ceva, nu vom ști ce să-i spunem regelui! Nu este imprudent! Nu! Așteptați, alteță! Vă rog, vă rog, ascultați-ne, alteță! Ce-i vom spune regelui? Nu vă faceți griji pentru mine! Voi reuși să mă descurc singur, veți vedea! Voi așteptați-mă aici!
Știam că vei sosi mai devreme sau mai târziu. Dar cum? Vrei să spui că deja mă cunoști? Da, te așteptam. În toți acești ani te-am văzut în visurile mele. Ți-am apărut în vis? Da, am visat că mă plimbam printr-o minunată grădină înflorită și împreună cântam și dansam. De aceea sunt atât de fericită, pentru că în sfârșit ai sosit și m-ai trezit din somnul meu. Oh, și eu sunt fericit că am venit aici. Trezește-te, trezește-te! Unde e fiica noastră? Oh, trebuie să se fi trezit și ea! Astfel, prințul se căsători cu frumoasa prințesă și cei doi tineri împreună cu întreaga curte hotărâră să locuiască în vechiul castel, unde trăiră fericiți și mulțumiți până la adânci bătrânețe. Și dacă nu au murit, mai trăiesc și în ziua de azi. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română actorii Carmen Palcu, Rădița Roșu și Petre Lupu. Cântă Veneția Ghiță, coordonator Ana Maria Chivu, regia Laurean German. Cât de mult și-au dorit o mică principesă. Se va trezi.